Sferturile de final ale turneului Futures găzduit de Complexul Viva au fost marcate de două surprize. Favoritul numărul 3, Kiril Dimitriev din Rusia, a fost învins cu 6-2, 4-6-0 la 6 de italianul Francesco Viardo. Cel de-al doilea rezultat neașteptat s-a produs în întâlnirea Dimitrii Popko din Kazahstan, Petru Luncanu. Românul a fost de nerecunoscut în primul set pe care l-a pierdut la 0. Capul de serie, numărul 4, a încercat să revină în setul 2, dar tenismenul din Kazahstan s-a impus la limită cu 6-4. În celelalte două partide din sferturi s-au înregistrat rezultate normale. Maxim Dubarenko din Belarus a trecut cu un dublu 6-3 de Dragoș Dima. În timp ce cel de-al doilea favorit, bulgarul Alexander Lazov, l-a învins pe germanul Bastian Wagner, după ce acesta s-a retras la scorul de 6-1, 2-0 pentru adversarul său. Turneul se încheie duminică cu finala de simplu.